Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Acum că se termină școala, se întâmplă tot soiul de festivități, se dau premii, cadouri, cui nu-i place să primească la absolvire, doi la mici, terminarea școlii, da, câte un cadou mic, însă iată cadouri nepotrivite din partea unui primar pentru elevii școlii din sat, în sensul că nepotrivite la propriu, nu altceva, la ce te-ai gândit? Da, deci 264 de elevi de la școlile comunei Bolboși, da. Gorj, deci copiii bolboșieni, au primit la finalul anului școlar câte un tricou inscripționat cu promoția 2021 din partea primarului Viorel Rotar. Excepțional gest. Foarte frumos, toți bolboșienii foarte fericiți. Doar că tricourile erau de adulți, nu pentru copii, adică mărim XXL, ma, în sensul ăsta. Pentru adulți. La ce v-ați gândit? Și rezultatul, copiii de clasele mai mici, vă rog să vă imaginați, mă rog, e o fotografie uluitoare care a fost postată chiar pe pagina de Facebook a primăriei din Bolboș și o să o postăm și noi pe Facebook-ul nostru, dacă Adi este atât de îngăduitor să o facă. O postezi? Zice că da, dă din cap că da. Deci copiii de clasele mai mici poartă aceste tricouri pe post de rochi de seară. Le vin până la călcâie, până la gleze. Dragii, sunt niște tricouri XXL. Și piticii ăia de clasele 1-4 sunt că tricou. Păi, da, de cum e, le-au pus tot tricou. E o chestie aspirațională aici, știi? Că să ajungi să umpli tricou, cum ar fi. Când o să fii mare. Ce să... Când vezi pozele astea de la absolvire, zici că le-au pus huse pe ei, să se zgârie. Am vrut să le fac cu surpriză, așa, cu promoția 2021, să se bucure de chestia asta, zice domnul primar, să aibă în vacanță un tricou din partea mea, sau câte o prelată, sau chiar un cort. Da. Copiii sunt foarte creativi și pentru ei, dacă ei, dacă primesc un cearșaf pe post de tricou, pot să-și facă ei. Le cos împreună, își fac corturi. Cum explică primarul că sunt mai mari? Zice, dumneavoastră, ce are? E cadou. Dacă vă dau o geacă acum și vă vine lungă, nu o primiți? Dar dacă ține de fric și la glezne, de ce nu? Adică, care e problema? E o geacă mai lungă. Adevărul e că vorba zice că calul de dar nu se caută la dinți. Tricou de dar nu se caută la lungime. Da, și la croială. Calul ăsta are dinții cam jos. Primarul insistă că a cumpărat tricourile din banii lui și că ar trebui să fie apreciat pentru asta, ceea ce este adevărat. Deci felicitări, bravo, foarte frumos. Doar că, luat la bani mărunți, că tot am ajuns la asta, recunoaște că e cumva o reciclare la mijloc aici. Adică spune așa, citat de publicația Gorj Online. Nu erau luate pentru ei. Voiam, spune primarul, să fac o chestie pentru oamenii mai mari. Să promovez altceva. Și am luat. Până la urmă, am dat la copii. În principiu, mănâncă mamă, că oricum dau la gunoi. Sau oricum dau la porci. Da, alea au fost. Am luat o mărime de tricouri, dar nu erau destinate copiilor, a declarat primarul. Și acum, sigur, e frumos, întrebarea mea e dacă acum o să încerci și invers. Adică dacă a luat tricouri de adulți și le-a dat la copii. Nu pot să facă și invers, să ia niște tricouri mai mici de copii și să dea la adulți, să vedem adulții și ei se bucură de dar. Să le folosească pe post de șervețele. Da. Și au fost, zice Gorj Online, au fost discuții și între părinți pe tema mărimii tricourilor primite de copii. Bă, Luca, dacă la școală la tine, răducul ăla mic, da, ar primi un tricou... O rochie. Tip rochie. Da. Să o poarte la absolvire. Un tricou de ăsta lung, așa, cu trenă. Da. Te-ai bucura? Nu, dar dacă e bumbac, da. Cu el pe jos, știi ce bine spală. De ce să speli? E tricou bun, nu-l porți tu? Mândru de răducul? Și dacă e alu răducul, nu. Scrie și promoția 2021. Practic, de când n-ai mai fost absolvent? Se amintești de vremurile de altă dată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.